Hai, dragă doamnă, cum arătați? Ați luat o razna. Ok. Acum, intervenție divină. Căprioara, da, căprioara. Păsările, imaginează-ți păsărelele alea care vin în stoluri, se așează pe animăluță, oricare ar fi el, cel care nu se poate apăra de insectele, vaca, vaca, cel care are probleme, da? Pe corp, când deschide gura, cine era? Crocodilul, da? Deschide gura și vine o pasăre și ciugulește problemele dintre dinți, da? Din organism. Toate tărătoarele, zburătoarele care vin și apără organismul, îl vindecă, să-și aducă aminte fiecare cum era în... I-au scos căluțului potcoava și erau viermișori. Viermișorii erau puși, băgați, divin. Pământul are grijă, da? Vai, ce am găsit noi acolo! I-a apărat divin căluțul, da? Și sunt viermișorii care mănâncă țesutul bolnav. Cam asta chemi acum să-ți rezolve în organism tot, de ce nu ai probleme. De ce ai probleme, da, toate problemele. A, de ce nu ai probleme? Pentru că așa rezolvi, da, spațiu. Scanează corpul. Căpșorul. Scanează corpul tău, piciorușul meu. Mânuțele. De sus până jos, tot corpul. Dinăuntru și pe din afară.